Persoanele străine sunt oamenii pe care nu îi cunoaștem. Unele persoane străine pot fi prietenoase. Alte persoane străine pot să nu fie prietenoase cu cei din jur. Vorbim cu persoanele străine doar atunci când adultul care ne însoțește ne spune că este în regulă. Adultul care ne însoțește poate fi un părinte, un bunic. Profesor, doamna educatoare sau doamna învățătoare. Țineți minte: să nu acceptați dulciuri de la persoanele străine. Să nu acceptați jucării de la persoanele străine. Să nu plecați cu persoanele străine. Întotdeauna să anunțați adultul care vă însoțește despre persoanele străine care vorbesc cu voi. Să rămâneți mereu lângă părinți sau lângă profesor atunci când ieșiți la plimbare sau când vizitați locuri noi. Deci, să țineți minte dragii mei, persoanele străine sunt oameni pe care nu îi cunoașteți. O persoană străină poate să nu fie prietenoasă sau cum se cade. Este important să nu vorbim cu o persoană străină înainte să cerem permisiunea adultului. Care ne însoțește. Niciodată să nu acceptați dulciuri sau jucării de la persoanele străine. Și să nu uitați, întotdeauna rămâneți lângă părinți sau lângă profesori atunci când ieșiți la plimbare sau vizitați locuri noi. Acum sunt sigură că știți cum să vă comportați cu persoanele străine. Pe curând, dragii mei,